Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. În acest episod vom juca NFS. Desemnă, v-am jucat să apăsați pe butonul de like, de subscribe și un share dacă doriți, dar mai mult un like dacă... Și hai să dăm drumul. Suntem aici. Nu. Nu. Hei, suntem. Ne mai trebuie încă două cărți. O să-i luăm țobarul lui. Vreau să vă spun că îmi cer scuze pentru videoclipul de ieri. Eu n-am vorbit, nu s-o registra, nu am înțeles de ce. Dar să mi-am intrat să îl editez. Ok, bun. S-au dea perfect, n-avea nimica. Nu, când... Subaru. Mai bine dăm la aici la Nitro. Ok. Ne dăm o șansă aici. Ah, da, chiar. Avem un chest de deschis. BMW. Acesta l-aveam, aia să vă prezint mașinile care le am. Este acest Ford Fiesta punat. Ok, că... După avem preferata mea Subaru. Cu volanul pe dreapta, șmecher, tunate neone. După avem un Toyota 86. Nu e așa tunat, numai ceva stickere pe el. Atât ce am pus a fost spoilerul și roțile. Și bine, și pe deasupra. E un Volkswagen Golf GTI. Și acesta l-am turnat. L-am făcut roșu cu un gri și cu negru acela.
După avem un BMW M3. Asta mai multe culori, dar le-am lăsat așa că mi pare mai șmecher decât pastel. Și avem o Mazda. Nu e tunat, nu e nimic, numai spoiler pe spate. Restul sunt niște cărți trebuie colecționate. Ce albastru. Mult îmi place BMW M4 acesta, dar nu vi-l pot arăta. Ok. Acum să mai facem o cursă. Hai să facem cu Ford Fiesta. Și cred că o să pun și acel videoclip de ieri. Dar o să încerc să pun de fundal. Circa 75 de metri. Am trecut pe lângă două mașini. Așa, la limită, cam așa. Și zonele nitro. Am atinuat. E pe fel. N-ai. Îl pun acum și că și-l pun. Deci, testa. Am mai dăm un meci, o trecere. Hunter. Ce cred eu? Oh, concurăm contra la mașina mea preferată. Cred că trebuie să ne vedem pe unul și să depășim. Yeah.
asta în trecut. Chapter complete. Niște gol, bun. Ok, hai să upgradăm ceva, nu știu ce. Mai bine, Toyota. Mazda. Avem foarte puțin și încarcere de 22. 20. Aici te le tunezi cum dorești. Acolo. Vedeți, pot să pun ce culoare vreau. Și aici e body shop. Cel mai mic e ultimul la BMW. Păi și cam atât a fost și cu acest episod, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, de subscribe, un share dacă doriți. Voi a fost Adrian, ne vedem data viitoare, pa, pa!